Asociația CSR Nest implementează în perioada iunie 2024-decembrie 2025 proiectul de educație pentru mediu Generația care gândește verde, finanțat din Fondul pentru Mediu în cadrul programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 500.000 de lei și este derulat cu sprijinul primăriei orașului Simeria. Generația care gândește verde are o abordare integrată în comunitatea orașului Simeria. Proiectul pornește de la nevoia de educație pentru mediu existent în rândul generațiilor tinere și de la ideea că formarea civică trebuie să fie una timpurie și să fructifice capacitatea mare de acumulare de informații și de implicarea elevilor. Astfel, printr-un set integrat de acțiuni, educație, conștientizare și activități practice, proiectul ajunge la 700 de elevi din cadrul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini din Simeria, cu scopul de a încuraja o schimbare de comportament durabilă și pozitivă la nivelul comunității locale. Activitățile de educație pentru mediu se vor derula sub forma diseminării la clasa unor materiale video și a unor materiale digitale adaptate fiecarei grupe de vârstă pe următoarele teme: biodiversitate, poluare, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și mediul în comunitate. O serie de activități practice, precum concursuri, de desene, elaborarea unui slogan pentru protejarea mediului și concurs de fotografie și filmare, expoziții, plantare și excursie tematică vor avea rolul de a consolida cunoștințele dobândite în cadrul sesiunilor de educație. Totodată, în cadrul proiectului va fi dezvoltat un manual privind adoptarea unui comportament responsabil față de mediu pe cele patru teme abordate de proiect, ce va fi disponibil online și fizic. Manualul va fi specific pentru orașul Simeria și va fi distribuit în toate școlile din acest oraș.